Uite așa o ținem de luni, Ilie. Uite așa de luni. Voi dați bani de luni. Voi dați bani de luni. Da, 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 de luni. Chiar nu sunteți greșiți deloc. Păi nu, că... Da. Dar tu, vreodată, dai bani lunea. Da, eu n-am chestia asta, să știu. Păi și atunci, de ce ne-ai zis că dăm bani de lună, așa, tot ce o să mergem? Să văd de bursucul, chiar e mai strângător, așa, nu? Bursucul strângător? Nu mă cunoști! Spărgător? Nu mă cunoști deloc! Serio, pe bune? Păi, mamă mie, dacă îmi dai 1000 de lei, nu știu ce am făcut cu ei. Nu, hai să spun eu ce face. Ce face? Dacă ei spun, de exemplu, că îmi place ceva, să zicem, uite, ce reduce. Frumoase, nu știu ce. Nu, îmi cumpără pe loc. Serios? Da. A doua zi mă trezesc cu cadou. Și zice, eu n-am fost eu, nu știu cine a fost. Mamă, deci asta e chiar vorba voastră, smerit. Cavaler smerit, cavaler smerit. Bravo, mă. Măi, când mă însor, vin să te pun de naș atunci. Da, acum depinde și cu cine te însori. Da, și mai e o problemă, trebuie să am acordul doamne Elena Merișoreanu. Ești de acord, te iubește mama Mary, te iubește de numai. Da, păi doamna, n-am uitat că mama Mary îi alegea femeia potrivită. Da, aia cu ciocanele. Adică eu n-am uitat, adică eu știu implicarea. Da, da. Trebuie și acordul ei să fie. Telespectatorii noștri poate au uitat. Păi de asta le-am adus aminte acum. Că doamna Merișoreanu îi ghidează viața. Doamna Merișoreanu este un om deosebit. Ea tot vrea să mă vadă deja cu copii. Ea zice, mă, poate la anul vii și tu cu cineva în brață. Bun, și? De ce nu? O să fie. Dar nu pot așa de repede. Adică... Eu? Nu, e cineva acum în viața ta. Bineînțeles, dar eu n-am stat niciodată singur. Foarte bine ai făcut. Nu. Dar e serioasă sau e... Ma, acum e serioasă. Da, a fost și neserioasă. Ne, nu, mai pune acolo. Luni? Mhm. 3? Mai. 5? Mai. 10? 11. Băi, du-te. Da, măi, nici eu nu pot să mă... Hai, las. Nici eu nu pot să... Ce relație lungă. 11 luni. Fii atent, eu am avut multe relații și toate relațiile le-am... eu sunt un pic gelos, eu sunt zodia leu și sunt un pic gelos. Și am obiceiul ăsta apăros de a-mi controla prietena în telefon. Dar nu mai fac lucrul ăsta. Nu mai face. Și de fiecare dată găseam câte ceva și mă supăram foc. Dar ce sufeream. Dacă noi am căutat prin telefoane, am putea să găsim un om pe care îl iubim atât de mult și care în momentul ăsta este în Miami.